Cardul de sănătate devine istorie la nici 2 ani după ce a fost implementat cu surle și trâmbițe de guvernul Ponta, dar și după numeroase rateuri, cardul va fi desființat, asta deși statul a investit aproximativ 200 de milioane de euro în sistem. Informațiile de pe card ar putea fi introduse într-un nou tip de carte de identitate electronică, totul potrivit unui proiect de lege al Ministerului de Interne. Și stăm acum de vorbă cu domnul Cezar Irimia. Domnia sa reprezintă bolnavii cronici din România. Bună ziua, domnule Irimia! Bună ziua! Aș fi vrut să vă întreb, care este opinia dumneavoastră pe marginea acestui prim set de informații sosite pe marginea cardului de, de sănătate? Care e opinia dumneavoastră? Cu siguranță nu suntem de acord. După ce s-a intrat cumva într-o mică normalitate, adică nu mai trebuia să mergi ca pacient la casa de asigurări, să-ți iei adeverință, să faci dovada că ești asigurat, acest sistem electronic ne scutea de un drum. Chiar dacă a funcționat anevoios, totuși ne-a scutit de drumul la casa de asigurări de sănătate pentru, repet, a face dovada de asigurat. Nu cred că este benefic în acest moment ca cartă să scot, deoarece pacienții noștri se deplasează foarte greu, rutele nu pot să se deplaseze pentru a lua adeverințe, iar dacă se va veni cu un sistem de, electronic de a demonstra calitatea de asigurat, asta trebuie să facă succesiv în cadrul de sănătate. Deci, cu siguranță, noi nu suntem de acord, pentru că vor rata și așa bulversată viața pacientului cronic în România. Da, aș mai avea o întrebare și aș fi vrut să vă rog dacă se poate să vă mutați într-o zonă unde semnalul telefonului să fie mai bun, pentru că vă auzim întrerupt. Domnule Irimia, cardul de sănătate, știm, a fost un proiect extrem de costisitor. La un moment dat se estimau costuri de 200 de milioane de euro. De câțiva ani încoace, întregul sistem de sănătate publică funcționează pe baza acestui card de sănătate, care este unic pentru fiecare persoană. Ce se întâmplă cu banii, cu contractul de mentenanță? Și aici o mare problemă. Din momentul în care a început să funcționeze acest card, cei care au implementat softul au intrat în insolvență. De aceea multitudinea de probleme cu care ne-am confruntat. Cu toate astea, nimeni nu răspunde pentru sacul de bani cheltuiți pe acest card în detrimentul nostru, a pacienților, a medicamentelor care trebuia să le primim, a investigațiilor pe care trebuia să le primim ca să asigurați. Deci cheltuiala asta a fost făcută fără a avea un proiect sustenabil în față. Deci chiar trebuie să răspundă cineva pentru acești bani mulți aruncați pe apa sâmbetei. Totuși, ar trebui reglementat acest lucru. Trăim în secolul 21, secolul informaticii, și n-ar mai trebui ca pacienții să fie puși pe drumuri din anumite motive ca acea adeverință care face dovada de asigurat. Da, mai ales că acum fiecare om care se duce la doctor are nevoie de acest card de sănătate. De asemenea, dacă ai nevoie de medicamente compensate, prescrise printr-o rețetă, îți trebuie acest card pentru a le primi. Au fost oameni care în toate aceste funcționări, în timpul acestei funcționări cu intermitențe a cardului de sănătate, pentru că au fost foarte multe probleme în ultimii ani, au avut răbdare, au stat cu orele pe la medicii de familie. Sistemul funcționa în regim offline, ne aducem aminte cu toții, li se cerea răbdare și înțelegere pentru perfecționarea și o mai bună implementare a acestui sistem. Cum credeți că vor percepe pacienții această veste, că iată, cardul de sănătate ar putea deveni istorie la nici 2 ani după ce a fost implementat cu surle și trâmbițe și o grămadă de bani? Asta e mai important. Cu siguranță nu vor privi cu ochi buni această măsură, deoarece s-a constatat că de-a lungul timpului au fost eliminate anumite fraude din sistem, costurile au scăzut în baza acestui card de sănătate, era o evidență clară a rețetelor prescrise de medici. Scoaterea acestui card va bulversa și mai mult haosul din sistemul de sănătate. Cu siguranță pacienții, chiar dacă au întâmpinat anumite probleme prezentându-se la medic, în cabinetul medicului, atunci când nu funcționa sistemul, ei totuși au fost de acord cu acest card de sănătate, care a eliminat până acum multe probleme din sistem privind frauda.
Da, Cezar Irimia, vă mulțumesc foarte mult și vă prezint și invitații cu care comentăm subiectele acestei ore. Sunt alături de mine în platou președintele Alma Mater, domnul Anton Hader. Bine ați venit, domnule Hader. Bine v-am regăsit, pe română. Bună ziua tuturor. Și avocatul Artin Sarkisian. Bine ați venit, domnule avocat. Domnule Hader, ce părere aveți despre toată această nebunie cu faptul că cardul de sănătate ar putea fi desființat? Iată, conform unui proiect de lege, acesta ar putea fi înlocuit cu un anumit tip de carte de identitate. E vorba de un document aflat în dezbatere publică pe site-ul MAI, ce ar trebui să contribuie la dezvoltarea conceptului de carte electronică. De când ați abordat subiectul, foarte mulți colegi care ne privesc au început să-mi trimită mesaje și unul spune așa, numai nouă ni se poate întâmpla așa ceva. Adică numai la noi kilometrul de autostradă este de 3-4 ori mai mare decât în alte țări, numai la noi putem să venim cu o propunere de alt instrument informatic în loc să-l perfecționăm pe cel care există și să risipim astfel încrederea oamenilor, pentru că oamenii au ajunseseră să se bazeze pe acest instrument, să știți. Așa cum a mers el, cu sincope, cu probleme. Deși nu prea a prezentat încredere de-a lungul timpului, s-a blocat de nenumărate ori. Și știți câte chinuri au fost, doamna Andreea? Multe rău, mai mulți miniștri s-au străduit să-l pună în aplicare, au preluat de la unul la alții realizările și în final parcă domnul Băniceu l-a realizat, din câte știu eu. Bun, așa cu găuri, cu probleme, cu forțări, cu fisuri, cu s-a realizat. Păi s-a realizat, dar s-a realizat pe bani mulți, domnul Hader. S-a realizat, eu ce spun, avem această problemă a nației. Să facem, când facem ceva, trebuie să plătim de două ori mai mult. Dar e acel proverb român, da? Domnul profesor, ceva de genul măsori de două ori și tai odată. Din păcate, la noi se pare că e taman invers. Tăiem după care măsurăm și ne gândim cam cum ar mai fi bine să procedăm. În fine, cum ziceați, ni se întâmplă nouă și de fiecare dată ia câte trebuie să fim surprinși cu astfel de situații. Asta sună un fel de ne purtăm crucea, asta este, așa suntem noi. Domnule avocat, ținând cont de faptul că e vorba de contracte aici, e vorba de bani, adică nu e vorba de o încercare făcută așa, fără costuri. Eu cred că, în definitiv, discuția poate fi rezumată la următoarea idee. E vorba de răspundere. Cine răspunde pentru faptul că nu s-au gândit suficient de bine la momentul la care au realizat acel proiect și, din păcate, l-au și implementat. Auzeam mai devreme din cele spuse de către reprezentantul pacienților, căci chiar societatea sau firma a cărei a fost încredințată implementarea, spunea dânsul, a intrat în insolvență. Vă dați seama ce înseamnă asta? Practic, dai pe mâna unei societăți să se ocupe cu implementare. Probabil și aspecte ce țin de funcțional acelui sistem, iar firma la un moment dat este în risc sau în pragul de a dispărea. Mă întreb pe mai departe cam cum s-ar rezolva problemele. Însă, din punctul meu de vedere, ideea în sine nu ar fi de respins. Pentru că ar fi ideal, într-adevăr, să aibă fiecare persoană un card care să stocheze practic toate datele persoanelor legate de identitate, poate chiar și permis de conducere, cum se întâmplă în alte țări, și de ce nu să ai și acele informații medicale? Dar de ce nu am făcut așa de la început? Asta e marea problemă. De ce nu s-au gândit? Pentru că nu inventăm noi acum roata, nu ne-a venit nouă acum ideea să facem un astfel de card, ci de mulți ani, în străinătate, cum ziceam, există astfel de instrumente electronice care practic conțin toate datele relevante vis-a-vis de persoana respectivă. Și da, e important să ai la tine cardul respectiv care să îndeplinească și funcția de card de identitate, informații medicale, pentru că ferească Dumnezeu, se întâmplă să ai o problemă medicală, să ți se întâmple pe stradă, să ai acel document de identitate care să conține și care practic să permită medicului sau celor care intervine să obțină toate informațiile medicale. Ne permitem acum să cheltuim alți bani. Sigur, sigur. Și că va ieși multă vâlvă pe subiectul acesta. Și cred că trebuie să ne gândim bine înainte de a procede la un alt pas. Chiar dacă ar fi, să zicem, mai modern. Luați în seamă faptul că hoția s-a redus, s-au furat mai puține medicamente, oamenii au clar încorporate toate cheltuielile, toate medicamentele, toate bolile, evidența. Acum să le punem toate într-un singur sac ar fi frumos. Deși să știți că foarte multe lucruri s-au întâmplat pe răspunderea medicilor de familie, pentru că de multe ori ei funcționau în regim offline, erau perioade întregi în care nu puteau verifica dacă pacienții erau sau nu verificați. Uite Andreea, erau sau nu asigurați. Îmi scriu profesori, colegi de-ai mei, chiar merge bine. N-am avut nicio problemă.
probleme în ultima perioadă. Adică acum când l-am făcut cât de cât să funcționeze... Și atunci ce, e rost de să mai cheltuim niște bani? Cineva mai spune și varianta asta. Zice, domnule, înseamnă că nu sistemul ăsta a început să devină unul corect și deranjează pe alții care nu erau obișnuiți cu corectitudinea. Doamne ferește, nu mă gândesc la așa ceva, pentru că nu trebuie să punem înainte de toate hoția iminentă în multe situații. Dar totuși realitatea parcă ne face să ne gândim. Da, te mai gândești. De aceea și telespectatorii îmi trimit asemenea mesaje. În legătură cu softurile, vă spuneam înainte de emisiune, suntem năprasnici în vest, în România, la softuri, dar uite că taman la noi ne potignim cu softuri. Ba nu merge capacitatea de lucru a acestor carduri, ba eu știu eu vreun soft cu probleme. Eu zic că s-au îndreptat lucrurile după chinuri, într-adevăr, de vreo 2-3 ani cred că au durat chinurile astea, dar totul s-a făcut un pas înainte. Dar uite că nu suntem serioși și e posibil să ajungem în situația despre care vorbeați de a cheltui bani în plus. Dar de ce nu poate s-ar putea găsi și o formulă, zic eu, intermediară? De acum încolo aceste carduri care urmează să emită, sau știu eu, buletei de identitate, cărți de identitate, să conțină toate pentru viitor. Iar cei care au până în prezent să meargă în sistemul ăsta dublu. Să zicem că ar fi un avantaj pentru noi pe viitor și că la un moment dat ar trebui să ne raliem și noi practic la obiceiurile din străinătate sau la țările occidentale, adevărat, care cum au folosesc. Probabil se vor apăra cu ideea că, domne, oricum, dacă se va începe un alt sistem de acordare a cadrelor, trebuie să intre toți cu oricum cheltuiala se face. Da, într-adevăr, așa discuții. Argumente pot fi găsite întotdeauna. Probabil se vor face cheltuielile pe bani europeni. Nu știm foarte mult despre acest proiect. Da, e vorba de e-governance, toată lumea vrea guvernare, viața noastră trebuie să fie toată prinsă în limitele unei plăcuțe mici numită card sau cum să o numi el, element electronic, așa este pe afară cum spuneți voi, dar cred că trebuie să prioritizăm și noi lucrurile. N-am ajuns să fim noi vârful Europei din acest punct de vedere, am fost vârful Europei de atâtea ori și ne-am lovit cum ar fi la securizarea granițelor și uite că n-am intrat în Schengen, am cheltuit bani aspirând la infinit la faptul că vom putea intra în Schengen, banii s-au dus iar Schengen nu a venit deloc. Da, până la urmă e vorba și de oameni care au fost puși pe drumuri. Adică cu toată distribuirea acestui card de sănătate, au fost niște drumuri de făcut. Dacă nu îl primeai acasă, mergeai la casă, la Casa Națională să ți-l iei și așa mai departe. Acum, dacă ar fi vorba de o carte electronică, alte drumuri. Da. Ca să nu mai vorbim de faptul că se va traduce toată această operațiune în alte costuri. Că... Mă rog, categoria de persoană cea mai vizată sau care, din păcate, folosește cel mai des acest card, reprezintă vârstnicii, da? Care, pe de o parte, au aceste probleme de a se deplasa, să obțină cardul și așa mai departe, sau îl uită acasă când se duc la medic și sunt întorși din drum, dar să-și ia cardul, pe de o parte, iar pe de altă parte, însăși faptul de a se acomoda cu acest instrument, care, haideți să fim serioși, a apărut de curând în țara noastră, mă rog, la scara istoriei spun de curând, da? Și abia ne obișnuim noi, mai tine să spunem cu el. În general, vârstnicii au avut probleme din punctul ăsta de vedere. Vă dați seama ce înseamnă acum să li se spună nu, de mâine trebuie să o luați de la capăt, cum ați spus dumneavoastră, iarăși cu drumul, iarăși cu felul de a te obișnui cu instrumentul și așa mai departe. Această idee, în esență, nu era. Nu era dar deloc. De ce să dai o grămadă de bani pe un sistem care să nu funcționeze? Sau de ce nu te-ai gândit înainte să implementezi acest sistem? Iar nu? După aceea să admiți indirect că a fost un eșec și să schimbi cu totul ideea de la capăt. Așa este, dar ia cât, cum spuneați, dorința de a progresa și nevoia sau, mă rog, avantajul pe care îl reprezintă, poate că e de necontestat. Dar problema rămâne costul. Cine suportă costurile a ceea ce s-a consumat până în momentul de față și cine asigură că pe viitor firma căreia îi se va încredința cine eventual această implementare nu va intra și ea în insolvență? Poporul român. Pe Patricia Cas nu scrie aici sunt banii dumneavoastră? De unde? N-a fost alimentată financiar de unul dintre românii noștri? Eu când o văd așa o văd, Andreea. Parcă ar fi o firmă de gâdaia, o tăbliță să-i scrie chestiunea asta. Și s-au dus banii, asta este. Bine, asta din păcate cu cardul de sănătate e chiar o problemă serioasă. Ideea și pe care o susțin sunt oameni și... bolnavi care depind de astfel așa de instrumente. Și o susțin și unii dintre cei care ne privesc, mulți, foarte mulți. E un subiect important, cum a spus și Artin, e legat de sănătatea noastră. Totul până aici, adică nu cardul e de vină, ci serverul, zic specialiștii, că, eu știu, n-au ales serverul potrivit. Și alții spun că poate o șmecherie, alt soft, alt beneficiar,
Doamne ferește să ne gândim numai la lucruri rele. Important este să se găsească soluția optimă și să o drămuiască da. Cu mare haideți, atenție. Haideți să ne lămurim un pic despre ce este vorba. L-avem la telefon pe domnul Marian Burcea, numit în funcția de membru al Consiliului de Administrație și președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Domnule Burcea, bună ziua, dacă ne auziți. Da, sărut mâna, doamnă, și bună ziua tuturor. Care este toată... Eu am fost numit de vineri, mâine dimineață o să încep serviciu, cum este și normal. Așa. Și vă pot da o opinie pentru că eu am lucrat în sistem. Vă rog întrebarea. Până la urmă, care este situația cu acest card de sănătate? A fost vehiculat în cursul zilei de astăzi faptul că cardul de sănătate va deveni istorie. La nici 2 ani după ce a fost implementat, acesta ar putea fi desființat, deși statul a investit, din informațiile pe care le-am găsit noi pe internet, aproximativ 200 de milioane de euro în sistem. E corect da, această nu informație? Nu cred că această idee este cea corectă, pentru că sistemul merge cu acest card. Singura mea opinie pe care vă pot împărtăși în timpul acesta, la ora aceasta, este că e pentru mine prioritate acest sistem informatic și nu o să fac decât să-l upgradez, să-l fluidizez, să nu mai aibă sincopele care le-am mai avut în trecut. Da, ar fi fost este vorba sigur, dacă... un deziderat al meu, da. Dar alt comentariu că va fi cardul, nu va fi, nu sunt în măsură și nici nu am auzit această veste. Conform unui proiect de lege, acesta ar fi putut fi desființat și înlocuit cu un anumit tip de cărți de identitate. Vorba despre un document aflat în dezbatere publică pe site-ul MAI, ce ar trebui să contribuie la dezvoltarea conceptului de carte da. Electronică. Sigur, astfel, bine, cardurile da, în forma da, lor actuală, o secundă da. Să termin, ar putea fi înlocuite cu un alt tip de dispozitive. Dumneavoastră știți da. Ceva despre o astfel de informație? Sigur, era o informație pentru viitor, când, mă rog, se va uniformiza acest lucru. Dar nu este pentru timpul actual sau pentru următorii 2-3 ani. Dar introducerea unor asemenea cărți de identitate ar anula funcționalitatea cardului în sistemul actual? Nu știu dacă ar anula, ar fi ceva mai complet în care aceste cărți de identitate să conțină, eu vorbesc un deziderat, să conține și informații de tip medical. Dar e un deziderat al viitorului. Noi ne aflăm azi în 2017 și vă promit că în momentul, după câteva zile, după ce mă voi prezenta și voi face o analiză, vin cu drag la emisiunea dumneavoastră să dezbatem exact ce putem dezbate pe această temă. Sunteți invitatul nostru de pe acum. Da, domnule președinte, profesorul Haderson, dacă mă ascultați puțin. Vă salut, domnule profesor. Cu mare respect, Țecu Daniel, pe care îl știm cu toții, reprezentantul românilor de pretutindeni, îmi scrie un mesaj, iată, suntem văzuți în Spania, în toate țările în care avem români da. Foarte mulți. Îmi spune așa, este foarte important și benefic pentru românii din diaspora să aibă loc această schimbare a cărților de identitate. Un om din diaspora, ca să meargă la bancă, trebuie să aibă la el neapărat pașaportul, pentru că doar în pașaport există semnătura. Pașaportul este mare și perisabil. Este foarte bună ideea de a se schimba cărțile de identitate, dar care da. Să aibă și semnătura și amprenta. Altă belea. Da, sigur. Adică românii de acolo se pare că se descurcă mai greu dacă au acest card. Acest card îl pot folosi doar în România, să înțeleg, nu? Cardul de sănătate, nu? Păi sigur, pentru Hai, că... Asta e. Deci se vrea o europenizare. Să ne înțelegem foarte clar. Cardul de sănătate e în posesia celor care sunt asigurați și care plătesc asigurări sociale. Nu poți să ai un card de sănătate național și să nu plătești asigurări de sănătate lucrând în alt stat membru UE. Da, domnule Burcea, da, ne întrebăm dacă aceste cărți de identitate electronice ne-ar fi permis să ne aliniem standardelor europene, de ce n-am mai complicat cu cardul acesta de sănătate care a fost și costisitor? Stimată doamnă, cred că întrebarea e retorică. Nu știu ce s-a întâmplat la momentul inițial, nu știu dacă aveam capacitatea să facem aceste lucruri electronice, aceste buletine electronice. Noi vorbim de un sistem informatic care funcționează acum, sigur, poate uneori mai greu, da. Cu carduri de sănătate da. Nu putem... Însă nici proiectul nou nu este rău. Ca noutate și copiii între 0 și 14 ani vor avea o carte de identitate electronică dacă solicită părinții. Da, conform faptului că toți copiii după 14 ani își fac buletin.
Deci, într-un fel, este un buletin upgradat. Dar, repet, vorbim de viitor. Un proiect care am auzit că se va discuta pentru viitor. Deocamdată, aceste carduri au valabilitate 5 ani de când s-au emis și rămân valabile. Nu cred că există o altă modificare la această dată. Vă mulțumim foarte mult. Marian Burcea a fost proaspăt numit în funcția de membru al Consiliului de Administrație și președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Vă dorim mult succes în noua funcție și vă așteptăm la emisiune. Domnilor. Eu, dacă ar fi să spun un cuvânt așa în concluzie pe această chestiune, eu aș spune că ideea este foarte bună. Într-adevăr, există și în străinătate și spun, din punct de vedere util, este important, poate chiar uneori vital. Ferească Dumnezeu, vorbeam despre un accident, de o chestiune dramatică, să ai la tine toate aceste informații medicale, da? Ca cine, mă rog, cine te, salvatorul, să spunem, imediat să poată intra în baza respectivă de date și să afle exact cu ce probleme, cu ce istoric medical te prezinți, în așa fel încât să-ți administreze cele cuvenite, mă rog, tratamentul sau intervenția să fie una eficientă în situația respectivă. Așadar, ideea, din punctul meu de vedere, este foarte bună. Păcat că nu s-au gândit mai devreme să treacă direct la această formă, dar sigur, niciodată nu-i prea târziu, cu costurile de rigoare, din păcate, dar eu zic că dacă ar fi să se meargă spre această idee, ar trebui să găsească o formulă intermediară, așa încât în mod gradat să se treacă fără ca, știu eu, cardurile care deja au fost emise și înțeleg că au o valabilitate de 5 ani să fie afectate, în așa fel încât să se scutească anumite costuri legate de reîmprospătarea sau de emiterea unor carduri pentru persoanele care deja au primit până în momentul de față. Poate că o idee intermediară ar fi salvatoare din punct de vedere economic. Domnul Hader, cu ce concluzie ați rămas după intervenția domnului Burcea? Că vor analiza lucrurile, pentru că sunt cei mai pricepuți să facă acest lucru. Știm despre obligațiile noastre europene, că trebuie să ne punem în pas cu ei, să fim în strictă legătură sub toate aspectele al informațiilor, al legilor și așa de parte. Nu? Și atunci ce n-am mai complicat cu cardul? Păi eu știu, era proiectul mai vechi. Dar dacă va costa foarte mult și va trebui iar să investim și să reinvestim când în realitate, eu știu, avem alte priorități, trebuie să mai cugetăm. De aceea îi aștept pe cei care se pricep la așa ceva să vină și să ne spună ce înseamnă acest proiect, ce cheltuială incubă și așa mai departe. Nu? Pentru că, nu știu, nu cred că această idee a cărților electronice la nivel european e nouă. Cu siguranță dacă n-am inventat-o noi. Dacă se punea problema unei aliniere a standardelor la nivel european, ne puteam documenta de mult, nu? De la început. Sigur, și cu siguranță informația sau precedentul, modelul, să spunem, din străinătate, exista și la momentul la care s-a conceput pentru prima oară la noi această idee cu cardul de sănătate. Era, apropo de cele spuse de către domnul profesor și mai exact de mesajul primit din partea reprezentantului de diaspore, întrebarea se pune în continuare. Oare această bază de date medicale, să spunem că s-a remite acest card minune care să conțină și datele de identificare și alte asemenea, poate fi oare accesată și în spațiu european? Pentru că iau din nou acel exemplu nenorocit, dar în care se întâmplă un accident. Poate medicul, să spunem, din Italia să-ți acceseze aceste informații dacă ai norocul să ai la tine acel card minune? Eu zic că instrumentul acesta cam acolo se orientează. Vreau să vă mai spun în acest sens că spre uluirea mea, am ascultat ieri ce spunea un coleg de necrezut. A primit acasă 3 amenzi din Austria, din Italia sau din 3 țări diferite, pentru că a depășit viteza legală. Deci iată, suntem în bază de date cu toate informațiile legate de partea asta de condus mașinile, evidența noastră este la toate nivelurile și acum îți vine amenda acasă. Dacă zici că trecând peste graniță și depășind viteza, nimeni nu te sancționează, iată că au început să vină în România avalanșă, atenție, multe, extrem de multe amenzi în acest sens. Deci suntem în bază de date a Europei, nu mai avem ce să facem. Da. Nu putem fugi de ne pregătim să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim și cu alte subiecte. Rămâneți cu noi.